Pregătiți pentru meciul campionatului? Da, suntem pregătiți. Vom merge să ne încurajăm echipa și sperăm să venim de acolo cu cele 3 puncte. Un rezultat bun, pentru că echipa joacă la ora asta și merităm să luăm campionatul. Câți suporteri vor veni la Constanța? Acum nu pot să știu. Noi vom fi cei 250 de suporteri care avem biletele și plus că vor veni, din ce am înțeles eu, vor veni foarte mulți oameni din diaspora, foarte mulți suporteri, membri cotizanți, suporteri din Constanța, pentru că noi avem foarte mulți suporteri și la Constanța. Și acum nu pot să dau o cifră și să spun, domne, vor veni nu știu câte mii. Nu, noi vom fi alături de echipă, indiferent de situație. Vor fi acolo, lângă stadion, să încurajeze echipa. Da, în cazul în care vor veni foarte mulți, eu nu voi mai intra, voi lăsa un lider să intre împreună cu ceilalți suporteri, să încurajeze echipa, după care eu voi rămâne afară cu ceilalți suporteri să cântăm exact ceea ce cântă cei dinăuntru, să încurajeze. Și cum veți face? Vă veți uita pe telefoane, la meci? Acum o fi cum nu o fi, important este să fim acolo și important este să încurajăm echipa. Vă e dor de o petrecere de titlu? Ne e dor, că de atâția ani, îți dai seama, suporterii sunt dornici de performanța asta, este Steaua care ne-a obișnuit cu rezultate și cu performanța din urmă cu 8 ani, 9 ani, în care noi tot timpul luam campionate, cupe și acum sperăm să se spargă acea gheață și să luăm campionatul. În cazul unei victorii, face și o baie în mare? În cazul unei victorii, important este să ne mobilizăm pentru meciul cu Rapid și să demonstrăm că adevărat Steaua este Liga I și că Steaua n-a retrăgat niciodată. Cum va fi în ultima etapă? 55.000, 100% și dacă se vor depăși, voi ruga conducerea să pună un ecran mare afară și oamenii să vadă pe ecran meciul. Adică va fi necăpător Stadionul Național Arena? Da, cred că mai trebuie încă un Stadion Național Arena. La câți suporteri suntem în țara asta și la câți oameni dornici să vină să vadă meciul, vă dați seama și lupta pentru titlu, atunci o să-și dea seama cine trebuie, că poți să iei orice de la Steaua. Suporterii nu poți să iei. Orice, să ia domnul Florin, să ia tot. Dar nu poți să ia ceva. Și asta o voi repeta tot timpul. Suporterii nu puteți să-i luați, indiferent de situație. Cum vă veți dezlănțui în cazul unei victorii la Constanța? Nu știu, nu pot să spun acum, nu pot să-mi imaginez ceea ce se va întâmpla. De bucurie ne vom... Veți merge pe plajă. E posibil să mergem și pe plajă, să facem baie la ora aia, în mare. Sperăm. Așteptați și o paradă a echipei în cazul în care ia campionatul? Nu. Unirii Universității? Vedem deocamdată, vedem despre ce este vorba. Important este să luăm cele 3 puncte la Constanța, după care vom vedea ce. Nu vreau să facem afirmații înainte de anumite lucruri. Nu. Important este pentru noi ca echipa să joace bine, important este ca echipa să ia cele 3 puncte și după aia ce va fi la meciul cu Rapid, veți vedea după aia. Ai fost în vizită la jucători, cum îi simți? Acum am venit de la jucători, jucătorii sunt foarte bine mobilizați, încrezători că pot lua campionatul și din punctul meu de vedere cred că și prezența lui Florin Tănase acolo, discutând cu toți jucătorii, cred că i-a mobilizat mai bine decât trebuie. Și părerea mea este că va face un pas înainte această mobilizare a lui Florin Tănase, care jucătorii au fost îndemnați spre primul lor titlu și să fie și ei campioni. Mulțumesc foarte, foarte!